poliții locale Ludoș, care le-am trimis pozii, cu aceea persoană care au aruncat gunoaiele într-un loc nepermis, într-un loc monitorizat video, în care am primit confirmarea poliției locale că a fost sancționat cu suma de 300 de lei. Mi se pare prea puțin, fiindcă au dus gunoaiele de două ori, deci două căruțe de gunoaie pentru 300 de lei mi se pare puțin pentru fapta pe care au făcut-o cu aruncat pe domeniul public. Dar când se întâmplă asta? Chiar astăzi, la ora 12 s-a întâmplat la Luduș, am primit pozile, cine am semnalat de acolo, mi-a trimis pe Inter, cum m-au sunat și la poliția locală, nu a răspuns nimeni, cum am sunat eu, că se vede că ei mă urmăresc, cum am sunat eu cu Raș TV, mi-au răspuns, au identificat persoanele și au fost sancționate cu 300 de lei. Am primit răspunsul pe WhatsApp cu 300 de lei. Mi se pare prea puțin pentru faptul a săvârșit. Dar e prins în flagrant sau cum de... Nu, acea persoană... De unde a știut cine a dus gunoaiele cele acolo? Le-a făcut poze. A fotografiat chiar oamenii făptași. Și în baza fotografiei au fost identificați de către polițiștii de o patrulă a poliției locale Luduș, în care vreau să le mulțumesc că, într-adevăr, s-au făcut treaba așa cum trebuie și se vede că domnul primar din Luduș chiar ține la orașul său. E bine, poliția nu cred că subordonează direct primarului, iar trebuie să respecte legile și probabil o stabilit suma amenzii conform legii și poate conform istoricului, poate omul e la prima abatere, poate omul are venituri foarte mici, poate și-a recunoscut vina, sunt diferite circunstanțe când stabilește cuantumul amenzii, că 300 de lei, crede-mă, pentru unii poate fi o sumă enormă. Da, dar au fost două încălcări deja de dânșă. Aceste persoane, această familie a surprins de două ori aducând gunoaie cu căruța și aruncând acolo. Deci de două ori într-o zi, astăzi, de două ori au aruncat gunoaie acolo cu căruța. Odată dacă greșești, nu se poate. Dar tu mai bine încă o dată înseamnă că faci la bună intenție, nu? Înțeleg că sursa ta nu știe ăștia... Duc gunoaiele produse de ei sau colectează de la oameni și le duc acolo în spațiu public? Colectează de la oameni pentru că ei locuiesc undeva mult mai departe. Deci ei sunt, cum să spun, Oleg, ei sunt dintr-o zonă mai retrasă a Ludușului, unde acolo sau toți de etnie romă, ca să nu spun altfel. Nu, etnia nu contează. Omul, dacă e responsabil, poate fi de orice etnie. Sânge albastru, cum se zice. Nu contează etnia. Omul, te rog să nu mai pomenești când nu e relevantă. În cazul ăsta, omul e contravenient, a încălcat legea, nu are nicio importanță ce etnie are. Da, dar numai aceștia fac în Luduș probleme. Cum să nu? Vreau să-ți spun că poluează oricine. Și maghiari, și români, și moldoveni, bucovineni, ca... unii de noștri, deci nu contează etnie, te rog să nu insiști pe chestia asta dacă nu vrei nici nu, nu, nu insist, nu insist deci, pentru că nu fac discriminare. Nu e relevantă, sigur, nu e relevantă în cazul ăsta. Nu, eu am vrut ca să nu spun cuvântul țigan, pentru că nu mi se pare... Păi nu contează dacă zici rom și stigmatizezi și crezi că omul a făcut chestia asta pentru că e rom, e la fel de grav. Poți fi acuzat de... rasism. Deci el a făcut o contravenție de 300 de lei, dar tu faci o faptă penală poate de 3000 de lei. Că stigmatizezi o etnie întreagă pentru că oamenii s-au născut așa. Nu contează că îi numești romi sau țigani. În cazul ăsta contează stigmatizarea și incitarea la discriminare. Ai grijă, te rog. Da. Omul a greșit și irelevantă originea lui etnică. Ceea ce vreau să mai precizez că sunt oameni de aici din București care te urmăresc și chiar și patronul unde lucrez spune că s-a uitat astăzi și mi-a arătat, dar cunosc pe Oleg și era curios că de unde, ce, nu știu cum venituri. Zic, domnule, chiar dacă știu, nu am voie să spun, este dreptul lui, este viața lui personală, eu atât sunt aliat cu curajul. Dar știți, interesat de unde am eu venituri? Da, și am spus că nu mi-aparține, nu vreau să comentez pe acest... Din publicitate de pe YouTube și din donații de pe Patreon. Nu, asta nu e un secret, nu e viața mea privată. Eu am candidat și în Moldova și în România pentru
funcții publice și CV-ul și declarațiile mele de venit de interese sunt publice, adică n-am ce să ascund. Dar eu nu vreau să public, că eu sunt o persoană care apreciez munca ta, apreciez... Deci poți să publici liniștit, nu te apuci să bârfești, să inventezi, calomniezi, dar să spui ce știi despre mine, spune cu îndrăzneală. Că vreau să ajung politician și vreau să fiu un politician transparent, nu din ăla, că de cu trecut Dumnezeu, tenebros, cu schelete în dulap. De ani de zile te lupți și în România cred că este nevoie de astfel de oameni, numai că nu știu cum e de procedat, pentru că la noi e tare greu. M-am uitat, Oleg, am să filmez, cred că mâine dacă reușesc, sunt străzi din București de aici, unde nu poți să treci pe dreptul nostru a pietonilor. Ești nevoit să mergi pe stradă. Dar parcă ai zis că ai văzut mai ieri un șant săpat și neîngrădit și nu l-ai mai filmat. Înseamnă că au reușit să-l astupi în seara aceea. Nu. O pus bandă, deci a doua zi am găsit bandă pus. Că adică e un pericol. O pus bandă acolo, am găsit a doua zi bandă pus cu alb și cu roșu. Măcar atâta, da. Da, dar rămâne cine știe cât timp ar sta groapa aceea acolo. Poate să stea și foarte mult. Am găsit una pe Splai, pe lângă facultatea aceea de veterinărie. Vreo 2 ani au stat. Da, dar nu e nimic de mirare în București, că vom avea lucrări care vor zace. Și după mandatul primarul ăsta, cum îi spune, Nicușor Dan. Jordan. Să știi dacă o să aibă numai un mandat. E posibil să fie bun, eficient, să-l spăcălească oamenii încât să-l voteze și la al doilea, la al treilea mandat. Oleg, nu știu, dar ceea ce văd, că se întâmplă și la Matei Barș, ce s-a întâmplat și din partea Raed Arafat, mi se pare, au ieșit oamenii aici în București și protestează. A, da? Fain. Poate da, dacă ieși tu la protest să ne relatezi de acolo, sau live, sau înregistrează. Pe bună dreptate, oamenii protestează pentru vorbile care Raed Arafat le-a întunat populației, care oamenii își așteptau rudele și afle că ei au murit arși. Dar oare cine mai trebuie și dacă s-a întâmplat la colectiv, s-a întâmplat tot la Matei Balj acolo cu acele secții care s-au... cu aparatura aceea. Acum încă, deci este a treia oară care se întâmplă și chiar nimeni din DSU sau din Guvernul României nu se mișcă, nu vor să facă nimic, ce așteaptă? Am înțeles sistemul ăsta de COVID și toți, chiar mă uitam și polițiști, m-a întâlnit alaltă ieri dimineață un polițist că de ce nu aveți masca? Zic, domnule, eu folosesc sistemul GPS pentru a ajunge la servici pe o zonă mai complicată, și merg pe GPS până la serviciu și vin înapoi, pentru că până mă învăț cu traseul. Și zic că o am la mine masca, dar spuneți-mi dacă sunteți amabil, cum vă numiți. Nu, bă, o plecat. Dar până am înțeles ce legătură are GPS-ul cu masca. Eu folosesc GPS-ul și sunt nevoie că de sub mască nu se înțelege bine. Ținând masca la gură, nu se înțelege bine pentru a-mi putea da anumitele străzi care am nevoie de pe aplicația Google. Dar tu ți folosești comenzi audio pentru GPS? Da. Dar ce ți-i lene, scrie adresa? Nu, dar ținând cont că era și vremea neprietenoasă, mă dreabă prefer să spun vocal și să-mi inventim cu străzile și zonele exact. Vezi, nu te juca, eu nu cred că ăsta e un motiv serios să nu porți masca. Nu te juca ca să iei o amendă de n-ai să o poți duce. Nu, că eu ești periculos, poți să înhați chiar COVID, nu l-ai luat la Botoșani, nu l-ai luat la Constanță, pe unde ai mai fost tu, o să-l iei din București. Ai auzit că bântuie și acolo e focar mare. Și ai prins o tulpină de-asta nouă, britanică, braziliană sau sud-africană, de n-ai să fii bucuros. Nu, Oleg, eu mi-am cumpărat și cred că nu, și aș fi unul care voi face magazinul măștilor. În fiecare zi cumpăr câte 10 măști. Dar ce mă încălzește că îți cumperi măști dacă nu le porți? Ia, le și folosesc. Le și folosesc. Păi, dacă te-o găsit poliția fără mască pe stradă, înseamnă că nu prea le folosești, că vroiai să vorbești cu GPS. Nu, aveam masca la mine, în buzunar. Dar nu mă interesează că așa vorbesc și ei. Dar uite, am masca. Trebuie să o ai pe nas, nu trebuie să o ai pe barbă sau în buzunar. Bine, asta nu cred că era un fel de exemplu ești tu pentru alții. Cum poți să le ceri altora să respecte legile dacă tu
ignori chestii elementare. Eu nu am crezut și nu voi crede niciodată în sistemul COVID. N-am spus-o public, dar o spun. Ești serios? Serios. Hai și că rupim relația. Am dovada clară și vie. Ce dovadă clară, omule, ce ești medic infecționist? Ce dovadă clară ai? Ascultă-mă, ai vreo dovadă că există curent electric? Nu este nicio dovadă. Bag un cui în priză chiar acum ca să te convingi. Hai că ești neserios. Rupem relațiile de aici. Pa! Nici nu vreau să mai aud de așa colaborator. Oleg, ascultă-mă, oleacă. Deci eu am fost cu cineva care, Andreea Marin, de aici, de la București, o trimis acea... Serios, ascultă-mă ce spun. E un caz care și cei de la UPU au fost sunați, au știut că vin eu cu acea... Deci ți-au spus fratele că a vorbit cu un boiet, că a auzit de la un vecin și tu nu crezi ce spune guvernul, Ministerul Sănătății, oameni de știință care au făcut facultate 12 ani? Tu crezi ce s-a spus în tren sau ce ai auzit pe Facebook? Ești total neserios, ungurene. Oleg, ce dezamăgire! Auzi, eu spun ce spunea doctorii când mi-au făcut pe moment testul COVID. Trece-l că nu are COVID. O pus într-o ceva, au făcut o analiză acolo, am văzut de pas cu mine, cu liniuțe, nu știu ce, și spune că nu are COVID. Deși păi era... n-aveai, atunci n-aveai, în momentul ăsta era la doua liniu, Oleg, era la doua liniuță, unde era roșu. Cum adică era la doua liniuță? Dar nu eu. Persoana nu te pricepi? Tu te pricepi la liniuțele celea? Dar eram de față cu medicul, Oleg. Așa, tu știi câte liniuți trebuie să fie acolo? N-am întrebat, doamnă, care, cum îți dai seama că ai COVID sau nu ai COVID? Am întrebat eu și mi-a spus, dacă iese la liniuța roșie, iese COVID, dacă iese la doua liniuță, nu al COVID, iese nepozitiv. Și ea era la liniuța 2 și fiindcă asta mi-a spus că trece că nu are COVID. Deci eu eram acolo, dar nu știu, nu am relatat ca să filmez, să arăt lumii ce înseamnă. Asta e foarte grav, înseamnă că ești complice la o chestie ilegală. De ce nu te-ai dus, ceri repetarea testului sau un test alternativ în alt laborator? De ce ai acceptat tâmpenia asta dacă crezi că s-a întâmplat așa cu tine? Eu te suspectez mai degrabă, Iuliane, că erai atât de căscat încât n-ai înțeles. I-au zis pozitiv, tu ai înțeles negativ sau au zis negativ și tu ai înțeles altceva? Auzi, am fost cu acea femeie la UPU, se facă testul, iar rușina mea și baterea mea de drum, am bătut 2 km să mă duc și fac cum bine, a refuzat să se ia la centru din noapte unde doamna Andreea Marin chiar m-a sunat și mi-a mulțumit că am făcut intervenții la centru, am vorbit acolo și o primească, și-a luat bagajul și-a plecat în altă parte. Am spus, doamna Andreea, uitați, nu cred că e frumos ceea ce a făcut femeia asta, care dumneavoastră ați recomandat să o ajut să nu stea sub cerul liber, că era chiar prigapa. Ea a plecat de aici, s-a făcut testul COVID și a plecat la Dorohoi, la o altă fundație care să o ajute. Și de atunci nu mai știu nimic de ea. A spus că bine că mi-a spus că și eu am încercat să o ajut, am înțeles că i-a murit soțul, are copii, nu o primesc, și dar eu am încercat să o ajut. Dacă de la dumneavoastră refuzat ca să stea în seara aceea la centru din noapte din Botoșani, noi nu mai avem nicio vină. Și mi-a mulțumit pe mine, am spus că i s-a făcut testul COVID, am fost la centru cu ei, deci am dus-o la UPU, la Botoșani, m-am întors cu ei înapoi la centru, am predat-o la centru acolo la polițiștii locali, i-a luat actele, o cazat-o acolo, s-a aflu de la poliția locală că la 2 ore și-a luat bagajul și-a plecat. Când am umblat degeaba cu ei prin Botoșani și mă... Da, dar tu îmi spui chestia asta care nu are nicio relevanță despre cearta noastră de acum, că tu nu crezi în sistemul COVID, dar nu există un sistem COVID. Există o boală COVID-19 și există un virus SARS-CoV-2 identificat de medici care știu să descifreze chiar cod din ăsta genetic. Tu știi ce înseamnă cod genetic? Știi ce înseamnă ADN? Cum poți să n-ai încredere în oamenii de știință? Bine că crezi în aghiazmă, probabil, și în efectul miraculos al fumului de tămâie. Du-te și pup în continuare icoane și moaște și roagă-te la Dumnezeu și te ferească de... Eu la biserică, dar să cercetezi, uleacă, și să înțelegi ce se întâmplă, nu trebuie. E clar că le știi pe toate. Cât ți-o spus, badea că o auzit de la un verișor. Eu nu cred în preoți niciodată de la ceea ce s-a întâmplat de când Pomohaci mi-a dat acel mesaj. Eu nu am mai fost la biserică și nu mai am cred. Mă rog la un copac, mă rog pe un câmp, dar nu am treabă cu preoți să le dau bani sau să merg la biserică și să mă rog. Nu. Pentru nimic al lui Pomohaș nici nu-i preot de mult, e numai cântăresc, de-am, nu mai dați vina, preot din cauza lui Pomohaș. Mai deci... sunt alte cazuri cu preoți impostori, sau chiar violatori, sau chiar
Nu, dar eu știu că nu mai este preot. Și e vorba că la averea care o are el nici nu-i mai trebuie să-i preot. Are o avere estimabilă de frumoasă și de bogată. Deci eu am fost la Moșun, am filmat eu ce am văzut acolo, nu relatat televiziunile normale, ceea ce este acolo. În primul rând, are minori care nu au buletine, au persoane care nu, poliția de la Moșun nu cunoaște situația acolo dacă au buletin, dacă sunt fugiți, dacă au antecedente penale prin alte părți și la Pomohaci, se ascunde pentru a slugări la oi sau la vaci. Ar fi trebuit, eu am putut o adresă la Târgu Mureș și nici la ora actuală, Oleg, nu mi-au răspuns cei de la IPJ Târgu Mureș. Nu mi-au răspuns din cauza prin că am pronunțat, cred că numele Cristian Pomohaci și toată lumea se ferește. Am să mai fac încă o dată o sesizare și rog să-mi dea confirmarea de la e-mailul pe care eu l-am trimis la IPJ Mureș. Toate e-mailurile care le trimit la poliție, la prefectură, toate mi se corespund și îmi răspund oameni. Dar când am trimis la Moșune aici, nu mi-a răspuns IPJ-ul deloc. Și este mai bine de o lună de zile în care spune legea că în termen de 30 de zile are dreptul să-ți răspundă la o petiție online sau scris. Are obligația, nu doar dreptul. Dar nu, ei mai spun acum că se poate prelungi cu încă 10 zile. Dom'le, aștept și alea... Da, trebuie să te informeze. Da, dar uite că nu mi-au răspuns. Clar. Vede când se aude de Cristian Pomohaș, toată lumea din Moșuni îl apără. L-apără... Sau poate au văzut că ești neserios, care nu crede în sistemul COVID și o fi zis, ce să comunici cu ăsta, că el nu crede nici în stat, nici în legi. Da, Oleg, eu am fost apel 112 când eu am fost acolo și am filmat. Și polițaistă tău și în loc să mă îndrumi să-mi arăte pe unde trebuie să merg să ies la drumul principal, s-au ascuns polițiștii la un colț de stradă cu două mașini puse stâns tot și m-am dus acolo să văd dacă într-adevăr erau polițiștii care i-am chemat eu la apelul 112 că nu puteam să trec de câinul Pomohaș fiindcă avea 13 câini. Deci avea 13 câini și era lângă drum. Oricine, dacă trecea un copil cu bicicletă sau o persoană, câinii aceia săreau la stradă. Și eram acolo când o sări chiar și la mașina de poliție și a oprit polițistul și a spus ieși, leagă-ți câini. Ce bani în sus, domnule, nu-s câini nimic. Merg să vorbească stăpânul a cui-s câini. Și dacă s-a lupt Pomohaci, îți dai seama că nu-ți poate băga nimeni. Păi, dar erau în stradă? Pe domeniul public? Sau erau în curte la... Nu, pe domeniul public. Pe domeniul public. El nu are sână, el paște pe unde apuc și el. Păi ce răspundere are el? Poate chiar și el e victimă și stresat de câini străini. Nu, lui, dar nu așa 13 câini sau lui. Ținuți bine, le aduci în fiecare zi, din ce am văzut eu, cu mașina carne. Deci, ținuți bine câinii, nu schinuiți nimic. Dar ideea este că există legea că trebuie să aibă un jujou la gât ca să știi că, într-adevăr, câinii acela are un stăpân și are carnet de sănătate, este cipat, nu este turbat sau nu are alte boli în care dacă mușcă cineva îți poate să-i afectezi viața unei persoane. Așa știu. Dacă ne uităm în Bucovina, toți câinii au jujou la gât, așa se numește. Da, măi, la voi totul e minunat, la București nu. Bun, hai noroc. Oleg, nu vreau ca să fii supărat pe mine, că eu chiar nu. Mai zi o dată când ai încredere în sistemul COVID și te asigur că o să fiu supărat. Nu mai. Asta e un simptom, ăsta e un diagnostic. Când îl aud pe om că spune așa ceva, e clar că n-am ce discuta cu el. E ca și cu traficanții de droguri. Nu există nicio scuză. Droguri am văzut și eu aici în București când am venit acum la cineva, chiar avea în casă droguri dintr-o punguță micuță și amestecat cu tutun. L-am întrebat care-i senzația, ce simți de la ăsta? Fost că el îi procură de la cineva, dă undeva la 3 milioane o punguță de aia. Dar nu iarbă știu sau ce? Cum? Iarbă sau ce? Nu, iarba e diferit, drogă e drogă. Deci drogul le-a mâncat. Cânepa e tot un drog, Iulian. Eu asta te întreb. Iarbă se zice la cânepă, la cannabis sau nu știu cum. Nu, era un praf alb. A, un praf alb. Foarte grav. Un praf alb. Și de ce nu-l denunți la poliție? Că ești complice, înseamnă. Amestecat... Nu știu, consumul de droguri e interzis, dar traficul de droguri sigur e pedepsit penal. Din câte mi-a spus acel băiat care este gay... Dar ce relevanță are orientarea lui sexuală? Ca și în cazul
celui nu are cu gunoaiele? Ce relevanță are, nu are nicio relevanță lui? Păi și atunci de ce o pomenești? Fiindcă eu am fost cu cineva la el în casă și acea persoană vrea să aibă ceva cu dânsul, din care el mi-a transmis dacă vreau să am și eu ceva cu el. Dacă nu am nimic cu el, am întrebat ce rol are țigara aceea care o face. Eram surprins, n-am văzut niciodată în viața mea așa ceva ce face el. După cum vezi, n-are nicio legătură orientare sexuală și cu consumul de droguri. Bun, Iulian, ai grijă unde te bagi, cu cine te... Dar nu mă bag, întorloci, Oleg, să nu dai de naiba. Dacă nu dai de COVID, o să dai de dracu. Nu, Oleg, au fost o documentație care nu am văzut niciodată droguri, decât numai la echipajele când vezi la poliție sau pe la televizor, dar să-l vezi în realitate droguri, n-am avut ocazia și nici nu-mi trebuiești, eu nu folosesc așa ceva. Eu nici țigara nu folosesc și nu-mi trebuiești. Dar ideea că în București orice este posibil. Nu știu, eu sunt de 4 ani în București, n-am văzut niciodată așa ceva. Nu știu de ce cercuri îmble tu, dar iată, dai de, cum ți-am zis, dai de bucluc. Da, orice e de mirare. Orice e de mirare. N-am crezut până nu văz. Știi, e zbăra aceea. Nu crezi până nu vezi. Și nici nu vreau să fiu. Ferească Dumnezeu, că mulți ar crede, de fapt, mă ocup cu așa ceva pe aici prin București, dar nu am nicio relevanță și nici nu-mi trebuie prieten care odată l-am văzut pe aici. Așa, prieteni, nu-mi trebuie și pentru nimic al lumii. Eu nu fumez, nu beau, dar nici nu trebuie să vă țigări amestecate cu tot felul de ierburi, cu tot felul de foaice și etc. Fiecare își dăunează cum poate. Viața e a lui, plămânii sa lui, n-am nicio treabă cu el. Pot să fumez, să le mănânce ca pe iarbă sau ca pe suc, n-am nicio treabă. Ferească Dumnezeu, e viața omului, cum își aștene așa doarme, așa și eu, vorbă de la părinți. Oleg, îți mulțumesc și așteptăm să mai ținem legătura, fiindcă mulți oameni urmăresc live-urile noastre care le facem noi doi. Chiar mulți au vizitat acel live ce l-am făcut cu primar, dar nu are nicio relevanță că primarul se simte închisit să facă ceva. Ba, din contra, primesc telefoane de la acea familie că îi hărțuiește, îi amenință că vor să-i deterioreze într-o hal fără de hal. Am felicitat celor de la Monitorul și de la Botoșani și vor interveni chiar și Consiliul Județean și Prefectura, fiindcă nu se poate. Acest primar care este vrea să folosească, să demonstreze că este Hitler sau este Ceaușescu în acea comună. Nu se poate așa ceva. Oamenii o să-l vadă și o să înțeleagă că oamenii peste 3 ani nu trebuie să-l mai voteze, dar oamenii trebuie să mai știe că au și dreptul să-l recheme din funcție, poate să facă referendum și să scape de el dacă e atât de periculos. Dar eu mă tem că e doar un conflict între el și prietenii tăi care s-au relatat. Oleg, să-ți dai seama, deci viitoarea mea soție, am alta, eu te schimb femeile, mi-a relatat că de o lună de zile nu are internet în sat, din cauza că nu știi tâlhar, o pura cablu de fibră optică de pistil. Poliția din Brăiești nu are la cunoștință astfel de caz de o lună de zile cu sopra cablu. Am sunat la Telecom București. Am zis, domnule, aveți sesizări cu așa ceva? O spun nu. Și cum, dar sunt cetățeni care plătesc abonamentul la dumneavoastră și dumneavoastră nu vă apare o problemă de o lună de zile când ei nu au internet? Bun, Iulian, hai că mai am treabă. Vorbim altă dată, documentează și relatează. Avem încredere. Nu-i chiar live, dar înregistrăm ce discutăm, publicăm și mă bucur că are cine să privească. Hai, noroc! Da, mulțumesc, colegi!